işte Salutare tuturor, bine ați revenit, podcast Generația lui John. La noi nu este încă luni, la voi este luni cu siguranță, e vineri și înregistrăm pentru că știm bine că cei mai mulți dintre voi la ora asta probabil că sunt într-o mică vacanță. Sperăm că nu v-ați dus prea departe ca să nu uitați de faptul că oamenii mai trebuie să și muncească, dar să se și bucure din când în când de, de viață. Chiar și aici în Plești, unde unii spun că nu sunt prea multe lucruri de făcut, dar vă spun eu că invitata de astăzi ne convinge, sper că și pe mine. Că se întâmplă lucruri în ploiești cu oameni foarte faini și că 2022 probabil că va fi un an mult mai bun Alături de mine este Cristina Cristache Cristina, bine ai venit în podcast Bine te-am găsit Ai emoții? Este, sunt firești Sunt firești, adică ne obișnuim adică așa ușor, ușor nu-ți dai seama, nu e ca și cum în fiecare zi aș face lucrurile acestea Ai mai fost până acum în vreo emisiune televizată, în vreun podcast ceva? Nu Nu Mulțumesc ha, trager, în piept. Relaxează-te pentru că Inspirație, da, eu stai aici ca să te trag de, de limbă, să vorbești cât mai mult și tocmai pentru că e vorba despre începuturi, mi-aș dori din suflet să te prezinți, să spui tu cine ești, adică cine e Cristina Cristache, dincolo de faptul că ești în acest podcast, pentru că la un moment dat, în vreo două săptămâni la rând, tot scrollându așa pe Facebook, a apărut o fată cu părul albastru. O dată, de mm -hmm. două ori, de trei ori, păi zici zic, băi, cine e tipul ăsta? dă un <laughs> colo de treabă. Și până am văzut și niște articole despre tine în presă și am zis, neapărat trebuie să scriu despre tine, că e foarte faină povestea. Dar hai să nu spun eu despre uh, ce se întâmplă, ci să spui chiar tu cine ești. Da, mulțumesc, frumos. Uh, mă numesc Cristina Cristache uh, și sunt uh, un mic antreprenor, să zic așa, Vis-a-vis uh, -vis de flori, uh, îmi plac foarte, foarte, foarte mult florile, de când mă știu. Și tot ce e frumos, tot ce este verde, energia verde, uh, ajută foarte mult, chiar și în cele mai uh, uh, dure și cele mai grele momente. Antreprenoare? Și, da. Mămică, mămică, da. Soție? Soție, da. Pleșteanca? Pleșteanca născută, crescută aici? Uh, iubitoare de, de frumos. Și nu numai, da. Și a apărut așa, ca peste noapte pe social media, și de aici începem uh, discuția în adevăratul sens al cuvântului. Care-i faza cu tine? Care-i faza cu părul ăsta albastru? Nu că nu e de bine, e foarte tare, dar vrem da, să știm este... care e secretul, ai o strategie de marketing. No. Te vedem pe tot Facebook-ul. La început, oamenii să se întrebe, mă, care e povestea Cristinei? Da. O, povestea culorii albastre este de când mă știu. Îmi place albastru. Uh, cum să spun, ca idee, visez albastru, sunt albastră, din... Uh, uite, am și o inimioară albastră. Dar, <laughs> așa, okay. așa cine mă cunoaște... Văd că și manicura e da, tot cu albastru. Da, cine mă cunoaște știe că eu nu folosesc inimioară roșie, ci folosesc inimioară albastră. Da, e o și poveste pe care tu un... ai de la, nu știu, de la începutul, din copilărie, erai pasionată de, de, de albastru, albastru? da. da și da, toată da. lumea te știe încă din copilărie că, mai Cristina e cu albastru, orice ar fi. Atât cât a putut, cât s-a putut ști. Și rozul, așa. unde e rozul în uh, povestea asta? Că a de cei domnișoarele uh, sunt obișnuite să fie niște prințese, să aibă rozul pus acolo la loc de cinste? Păi am fost o asta să zic așa, și roz nu prea a existat. Ce vrei să spui cu asta? backstage. Care, care e povestea Cristinei de, de început? Că cenușărea asta e... E un element important al vieții noastre și avem multe de, de învățat de acolo. Da, clar, categoric. Ce, ce asemănare între cenușă și Așa, și. Am dina? început de jos, mm -hmm. de foarte jos, din spate, mai exact. Și ușor, ușor am vrut să strălucesc, pentru că unde e strălucire, este și stare bună, este și rost de a oferi și celorlalți, celor care nu au, celor care sunt sau au fost, cum am fost eu. Mai ales acum că vine, vine decembrie. Da, mai e la acum. Trebuie să avem neapărat uh, parte de acest frumos la modul mm -hmm. uh, de a-l oferi, nu numai, fie cu o floare, cu îmbrățișare, cu o faptă bună, cu un, o vorbă bună. Uh, și nu numai în decembrie, dar cu desăvârșire în decembrie, mai ales când avem uh, Vina cu Moș Nicolae. E necesar să avem un început și să experimentăm mai des senzația asta de a dărui. Da, da. Și da, eu așa te-am văzut pe tine, da. că ești, ești foarte pozitivă și ești deschisă către a le oferi oamenilor. Eu am avut și un pic de promovare din partea ta către da. alți oameni. Am văzut și implicare în comunitatea activă, mă refer la comunitatea de, de business din, din Ploiești. Și uh, sunt multe secrete pe care doresc să le aflu despre tine. Cum ar fi, uh, vreau să știu ce părere ai tu despre Ploiești. că dacă nu dă cărțile pe față, e grav. Ce are părerea ta despre Ploiești? Bună! Bună! Bună, Cristina! <laughs> Încântare cunoștință, John! Da, nu. Uh, eu zic că lucrurile încep, încet, încet, încet uh, se schimbă. Uh -huh. Este un, uh, un oraș... Și, uh, muncitoresc în principiu, pentru că avem de jur prejur de când ne știm tot felul de uzine care au fost și nu mai sunt sau care sunt, dar în același timp suntem foarte aproape de capitală, mai aproape de, apropo de Brașov, de partea în care s-a dezvoltat și încet, încet sunt și oameni buni care vor să facă lucruri bune și se vede, se simte, Uh, trebuie mai multă îndrăzneală, ca să zic așa Și mai multă empatie între noi Să ne unim forțele, ca să zic așa Vis-a-vis -vis de treaba aceasta Nu că ar fi plăștul prea mare Nu că nu ne-am cunoaște unii cu e, ceilalți astfel. Sau de fapt e, ne cunoaștem toți cu toată lumea da? Cred că nu ne scapă nimeni Când apare cineva nou în zonă Chiar nu băi, de unde a venit omul acesta ca Și aici, cum putem noi să facem lucruri frumoase în acest oraș, în condițiile în care cred că e o mână de oameni doar, doar câțiva reușesc să, să se implice, să-și dedice din timpul lor pentru a face un bine în comunitate. Tocmai aceasta este și ideea proiectului, de unde a pornit. Iubirea și plăcerea și fericirea, mândria pe care o am eu vis-a-vis -vis de această culoare, care nu este foarte des întâlnită, în general întâlnim verde, alb-roșu, este o culoare masculină, pe de-o parte, dar către feminitate, care impune respect și care impune foarte multă constanță și, în același timp, perseverență. Ce vreau eu să transmit nu neapărat ca o florărie sau ca un buchet simplu de flori, ci starea gestul, emoția pe care o transmite pentru că, de fapt și de drept exact cum spui și tu lucrurile se întâmplă dar se întâmplă așa, mai slow motion ca să zic și buchetele de flori sunt dăruite decât la onomastici la, din obligație din a da bine dacă tot zici că trebuie să spunem lucruri păi nume, asta este da, adevărul, foarte bine, foarte bine. sincer. Nu că n am ști lucrurile astea, da, dar parcă nu prea le, le spunem. Dar oricum multe lucruri nu se spun, decât se spune decât ceea ce se vrea a se da bine. Uh -huh. Mai presus de toate lucrurile acestea, în momentul în care dăruiești, am întâlnit aproape un an fac în, în primăvară, oameni care dăruiesc, Pur și simplu de emoție, de drag, de a surprinde, de a face un, un gest un, unei persoane de sex uh, uh, feminin, uh, pur și simplu. Fără un motiv neapărat, exact, da? Nu e obligație, cum ai spus să, tu? Exact, uh -huh, așa uh -huh. ar trebui să facem și noi. Chiar dacă eu nu apar pe, pe pagina de social media uh, cu lucrurile frumoase pe care tu spuneai că le fac, o uh, fac mult mai multe de, decât apare, pentru că este mult mai uh, frumos. Uh, a, da, am dat la nu știu ce asociație, da, am făcut uh, nu știu ce... Nu, este frumos să faci, să ajuți, mai ales că cei care mă știu de, de mai multă vreme știu că de Paște și de Crăciun, cel puțin de două ori pe an, am anumite locații, plus anumite asociații, unde, într-adevăr, chiar este nevoie, măcar de iepurași și de Moș Crăciun să, să dăruim. Am o afinitate către copii sau pentru copii, foarte mai bine, exact. Foarte bine. Vreau să știu dacă. Tu, Cristina Cristache, te consideră o femeie puternică. Categoric. Și nu, dacă puternic. această femeie puternică, pe care ai adus-o cu tine astăzi, și cred că peste tot unde, unde mergi, cumva este și un simbol pentru alte doamne și domnișoare care te privesc, care te apreciază și care au acea lipsă de curaj de a fi ele, de a-și asuma de a spune nu atunci când e de spus nu și a spune da atunci când chiar își doresc. Da, sunt foarte multe, doamne, domnișoare, persoane de sex feminin care sunt de acest gen. Uh -huh, uh -huh. Sunt foarte multe pentru că nu poate să rămână fără locul de muncă în care înseamnă venit. Nu înseamnă, nu înseamnă că ce o să zică soțul, nu o să le mai susțină. Poate nu sunt atât de. Dacă sunt singure, cu atât mai mult n-au cum. Cunosc în cazuri. Într-adevăr, este foarte real ceea ce spui. Sunt și urmărită, ca să zic așa, de persoane, și nu de mult. Mi s-a întâmplat să îmi spun o doamnă așa. care a renunțat la jobul ei. Ea știe despre cine este vorba. O salută da, da, pe da. aceste cale. Da, o salut. Uh, și uh, după 5 ani de muncă cu doi copii, uh, copilul cam de vârsta băițelui meu uh, a spus aș vrea și eu să fac ce faci tu, să am libertatea ta, deși nu este chiar atât de multă libertate pentru că nu e ca și cum aș trezi la ora 11 din față și uh, restul zilei iau copilul, după copilul nu, nu, este mult mai mult de atât pentru că sunt o persoană activă, o persoană care îi place de fiecare dată să se reinventeze, o persoană care uh, are ce să spună. Într-adevăr, nu sunt eu foarte bună în cu scris, după cum am spus. Dar la vorbit, uh, așa, pentru început, uh, uh, o să dau lucruri din casă. Dar a doua oară, promit că o să fie și mai... mi place, știi că tu deja pregătești a doua oară, a treia, a zecea oară. Păi, de ce e, nu? Este extraordinar și chiar mă bucur lucruri care se pot face și pentru femeia care nu îndrăznește. De ce femeia? nu îndrăznește? De ce nu îndrăznește femeia? Sau o mare parte din mm ele, -hmm. de nesiguranță, de ce neîncredere. Nesiguranță, ce nesiguranță, ce neîncredere are din punctul tău de vedere în zilele noastre o, o femeie? siguranța în primul rând locului de muncă, mm -hmm. a venitului. acest să zică lumea, gura lumii Știi cum e. Mai ales sunt într un oraș ca Ploiești, cum de exact cum spuneai tu. Foarte multă lume se cunoaște cu foarte multă lume. Chiar dacă sunt momente în care nu ne cunoaștem decât când avem nevoie. Știi cum știi cum e. Deci da. banii, ce spune lumea? Da. Uh, mai zimi, hai că e, e uh, foarte interesant. Nesiguranța ei, neîncrederea ei. Uh -huh. Și pentru mine n-a fost ușor să să renunț la după 5 ani de zile de promovare în partea de medical să spun stop în aici în condițiile în care aveam siguranța unei mașini, unui salariu. Unui chiar de, job. Ce, de, de ce de ce ai spus stop? Pentru că vreau să fac ceva exact cum ai spus, ceva pentru sufletul meu, ceva care îmi face plăcere, care mi e drag și de ce nu să fiu un exemplu, pentru că sunt un exemplu chiar dacă uh, Adică văd în jurul meu. Nu mi s-a spus de către multă lume, pentru că poate nu îndrăznesc sau nu vor să compare sau nu vor să-mi dea încredere în persoanele respective mm -hmm. în ceea ce, ce fac. Dar, Dar nu eu ar, am nu ți-a fost teamă în momentul în care ai spus stop unei cariere care probabil era mult mai aproape de adevăr, de aprobarea societății ba să da. zici pe gata, plec, la revedere, vreau să fac altceva cu viața mea? Ba da, am muncit foarte mult și uh, am, am avut rezultate extraordinar de bune, în care, la fel, sunt foarte mândră, pentru că fiecare etapă în viață, până la urmă, are experiența sa mm -hmm. și uh, mai este și următorul lucru. Vrei să-ți depășești limitele, vrei să faci și altceva. că Nu mai suntem pe vremea lui... Dumnezeu să-l Cui unde? stai că dacă ești menționată poate... Ce au zis cum de stăteai <laughs> 30 de ani? Nu știu, n-am prins, iartă-mă, nu știu, Nu știu despre ce vorba, dar am înțeles că n-au fost vremuri văd, prea... Eu sunt prea vădută ca tine un pic, dar prea... nu, nu... La să 25 zic. de ani cred și exact, eu, adică mulți 18 ani înainte. Exact, în picior. Asta cu vârsta iar, e o chestie importantă și mă bucur că mi-ai ridicat mingea la fileu. De ce spun asta? Pentru că una e să ai nu știu, 20-25 de ani în cap, cred că e și la femei și la bărbați asta, da. dar parcă mi se pare un pic mai evidentă la femei uh, și asta pentru că femeia duce greul, da? Trebuie să dea și naștere de copii, trebuie să stea copilul, bărbatul să meargă, trebuie. Așa se întâmplă lucrurile și uh, după un 30-40 de ani da, e o presupunere. Uh, femeia este mult mai greu să se adapteze și are toate fricile astea pentru că probabil ține și de căznicie, ține și de copii, să aibă grijă de ei, să se ducă la școală, să fie tot ok. Un astfel de switch, o, o schimbare atât de importantă în viață, mai ales la nivel de carieră, uh, poate să aducă și un eșec. Nu vreau să-mi spui că tu ne-ai avut un eșec, <fie> ci vreau să-mi spui ce faci în momentul în care ești la pământ. Tu. tu, Tu, -am, tu, -am tu fost Cristina la pământ. ce ai făcut în momentul în care ai fost la pământ? Am fost la pământ și m-am ridicat. Real vorbind. Vreau că să că ne povestești despre asta. Eu am avut niște probleme foarte mari cu tiroida. La modul la care n-aș putea să scap de operație, de medicamente pentru tot restul vieții. Și am trecut. Cum ai trecut peste asta? <coughs> cu foarte multă încredere. Și cu foarte multă dorință că se poate. Ține mai de noi. <coughs> Mie îmi plac cuvintele. Sunt îndrăgostit de cuvinte. <coughs> dar sunt îndrăgostit și de detalii. De cele mai multe ori. Parcă. <laughs> mă uit în ochii tăi și uh, simt că e un subiect sensibil, dar știi cum e? Dacă e sensibil înseamnă că e și foarte important și. Uh, poate ar ajuta pe cineva să ne spui ce înseamnă, băi, cu foarte multă dorință. Ce înseamnă să-ți dorești să treci peste ceva care nu merge, care nu e bine, care te afectează într-un anumit prezent. În primul rând îți dorești tu pentru tine Mai ales într-o societate în care uh, Să fim serioși Dacă ție ți este bine Atunci sunt lângă tine Dacă nu ți este bine De ce să fiu lângă tine Cu ce mă ajută să-mi ofer eu o energia Ca să te ridic pe tine Sunt foarte puține persoane uh, în, uh, în momentul la care vorbim mm -hmm. uh, Vremurile pe care le trăim Da prieteni, familie și așa mai departe da, le au și ei pe ale lor. Și până la urmă, femeia, exact cum ai spus și tu, femeia e mamă, femeia e soție, femeia e femeie. Și ca să poată să le facă pe toate aceste lucruri, în primul rând, ea trebuie să se, să se ridice. De unde? Cred că ține de fiecare dintre noi. Eu m-am ridicat pentru că mi-am dorit. Nu e prima dată când, când am fost la, la Pământ. Și m-am ridicat de fiecare dată. Plus cam acasă tot ce tot e ce cel mai important. Băiatul, adică? băiatul uh -huh. și soțul. Am doi băieți minunați. Și ei sunt uh, tot suportul meu. Vorbeai înainte de podcast și uh, punctai foarte foarte bine ideea asta de echilibru. Da. Și că noi vrem totul. Vrem să fie totul extraordinar. Să ne plimbăm. <laughs> să avem foarte mulți bani. Dacă se poate să avem un scaun de director și da. să... Mi se pară că toată lumea în jurul nostru trebuie să facă așa cum zicem noi. Însă cumva echilibru înseamnă să tragi și foarte tare, mă gândesc, și mai departe vreau să-mi completez tu. Categoric, fără o mână, cum să spune, am auzit săptămâna trecută la, la TV, ca să nu facem reclamă, Așa. Un, un preot care spunea în felul următor, femeia este masca de oxigen a familiei. Asta e subtilă cu masca deja. Nu, nu, nu. nu. Trebuie să luăm partea bună. Uh, și mai este o. ca să, să spun mai multe, să zic așa. Femeia te ridică, femeia te coboară. La fel este și într-o familie. Dacă femeia are, cum să spun, uh, uh, conduce căruța aceea care are și femeia și bărbatul, doi cai și au același drum, altfel merg lucrurile. Dar de la ea pleacă totul. Cine e mai puternic într-o relație? Bărbatul sau femeia? Din punctul tău de vedere. Trebuie să fie un echilibru. Eu tot timpul rămân la... Nu o să spun femeia sau bărbatul. Cine e mai sensibil într-o relație? Bărbatul sau femeia? Depinde de cazul. În anumite... Nu <laughs> să cred că nu dai răspunsuri. <laughs> în anumite situații, să știi că și bărbatul este sensibil. Și bărbații mai plâng câteodată. Cine e primul Soțul care -a renunță? plâns Cine... când Așa. am născut. Așa că eu a fost, atunci a fost momentul de sensibilitate, pentru că mi-a fost alături și am adus pe lume ceea ce este parte din noi, dragostea noastră și ceea ce ne-am dorit. Dar și eu plâng, eu chiar plâng mult ca mult. Dar asta este modul meu de a mă elibera alte persoane, să duc, nu știu, urlă iar în, în mașină, își pun muzică, rog. Unii merg, alergă, ascultă muzică. Exact. Fiecare, este Fiecare interes... are un alt tratament. Exact. Mă gândesc la faptul că dacă e să Scoatem așa în evidență sensibilitatea. Mulți dintre bărbați au fost crescuți în felul următor. N-ai voie să plângi, tu ești bărbat. Exact. Dacă plângi, ești prost și tot așa mai exact. departe. Știi? Și Faptul că tu ai spus că soțul tău a plâns, mi se pare o chestie foarte tare. Adică este foarte, o chestie. E naturală? Da, este o chestie extrem de intimă, dar este o chestie extrem de uh, minunată și de suflet și este extraordinară ca un bărbat, ca tatăl copilului să, să ofere, în primul rând, este un sprijin pentru. pentru mama copilului lui și pentru soție pentru femeia care este alături Îmi place că în podcastul ăsta, în acest episod promovăm ideea de familie, serios o au tot mai rar și pare că familiile sunt așa singulare doar tu până la capăt da. doar despre tine, nu contează restul ai putea să fii astăzi cu el ai putea să fii mâine cu altcineva nu te grăbi, nu te băga în nu știu ce chestiuni și chestia da. asta se cam perpetuează mă gândesc că o să devenim mulți a, nu vreau să fie fără excepții Sper să, să n-am dreptate Dar devenim din ce în ce mai individualiști Mai pentru noi Mai fără flori și tot așa Da, uh, apropo de flori Și de parteneri de viață Sunt foarte mulți parteneri așa. Nu contează soț sau nu Prieten whatever, sau Nu așa? contează Nu oferă flori Nu oferă Soțul tău îți oferă flori? Da Da <laughs> Păi, probabil nu că i-ai numai... spus dacă nu-mi ofer flori de trei ori pe săptămână. A, nu, nici așa. Nu, nu. Nu nu este exagerat. Nu. Este un tip extrem de. Când nu ar fi recomandat să oferim flori. Când nu ar fi? Da. Când totul e prea sweet? At atunci nu. 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 Și să ah. punem atunci, a, dar s-ar putea ca soția să zică, ai greșit tu cu ceva, ia spunem, cu cine ai umblat, ce s-a întâmplat. Exact. Păi și nu mai vrei să-i dai pe urmă flori, zici, <laughs> lasă-mă în pace, că am venit să-ți fac un no. gest frumos și tu ce faci. O surprins că nici nu se așteaptă. Ieri, de exemplu, știi ce livrare am avut? Pur și simplu, după ce am postat eu minunatele mele floricele care le-am adus, Așa? mi-a scris un domn, un prieten, de altfel, uite, vreau să fac o, o, o surpriză. Rux, cei mai frumos zic, toate sunt frumoase, alegeți o culoare. Zic, da, de ce? Zic că tot. Păi vreau să o surprind. Că și așa n-am mai făcut de foarte mult timp lucrul acesta. Și chiar așa a fost. Și efectul a fost unul pozitiv, adică s-a bucurat atât și cu scandal. Nu, nu, nu. Ca mă gândeam că vin florile de la Cristina, și Cristina bagărăcă în familie. ia zim, ce s-a întâmplat? De unde ai primit mesajul la pe telefon? De ce stai cu orele în baie? De ce nu te aud când zic nimic? De ce vii prea târziu? De ce bați la ora asta la ușă? Astea sunt chestiile alea. De ce alea vii reale? la ora asta? Vorba lui Smiley. Da, 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 da. De unde vii da, la ora da, asta? Da, da, da. Și e, e trist. Ai putea să salvezi o relație cu un buchet de flori? Câteodată da, câteodată nu. Și de ce să-i spui? Ce să-i spui? Ii oferi florile și apoi ce-i spui? Ai greșit, nu știu. Ai făcut nu, ce nu trebuie. Comunicarea este Așa. extrem de importantă într-un cuplu. Și Apropo ce să-i spună el ei, dacă să spunem că el a greșit, că am, ambii parteneri greșesc într-o relație, da. dar ce ar trebui să spună? Îi oferă buchetul de flori și spune iartă-mă iubită spun, sau... Eu spun cum se întâmplă la noi, pentru că, gândește te sunt cu Ștefan, cu soțul meu de 21 de ani. Adică, 21 de da. ani? Păi stai puțin, te luat de la grădiniță. Nu, de după luat... ce am făcut 18 ani. A fost așa, direct, a fost dragoste de -a. la prima vedere. Cam așa. Bine, la 17 de căsnicie. Da, eu am înțeles că te-ai mai fost cerut în căsătorie de două ori înainte de da. 18 ani. Da. Deci te-ai fost foarte curtată. Într-un fel sau altul, da. Ceea ce bine, nu? Și a zis soțul tău, băi, aștept, faci 18 ani. Cum faci 18 ani? Gata, Cristina! Nu, no, nu, no, nu. No. A fost așa, a fost viața, conjunctura. Mm. nu. Pur și simplu. Ne-am ne întâlnit la o petrecere la o prietenă. Vezi, la 18 ani l la școală la să înveți pentru bacalaureat sau ce era atunci treapta. a două. a fost majoratul. Eram o, l -am l -am să duci o tu vacanță. La... Păi n-aveam bani de dus la mare. Munceam. <laughs> okay. Când ai fost plinată la mare? Oh. N-am fost decât o singură dată. Nu cred. Ba, da. La noi la, uh, uh, da, <laughs> la, da. noi la mare, nu că în rest ai fost în alte... Ți-am spus că mai sunt, uh, mai cu siguranță vom mai fi și deți viitoare. N-am <laughs> avut o copilărie frumoasă, mm -hmm. Eu Oare cumva mânceam... dacă ai o copilărie mai puțin frumoasă, experiența asta te motivează să faci ceva cu viața ta? În primul rând, da, răspunsul este da. În primul rând mi-am dorit foarte tare, când am putut, chiar și când nu am când nu mi-am permis atât de mult, să ofer celor ca mine, cum am fost eu, încredere că mm -hmm. se poate. Și un pic mai mult zbâc, cum îmi place mie să zic. Zbuc? Ce zvuc da? să mai în ziua de astăzi, când se spune stai acasă, testează de 10 da. ori pe zi, fă booster, fă asta, fă asta, n-aveți voie... Dar asta este un subiect, mai ales perioada aceasta cu vaccinat, nevaccinații și neișiți. Într-adevăr, foarte grea și foarte dură, și aici s-a creat uh, ceva neplăcut. S-a creat foarte multă tensiune, foarte pentru că oamenii multă. nu știu. Foarte oamenii nu în... știu tot sau știu altceva sau nu știu corect o informație. Corect, nu știu corect o informație și preiau decât ceea ce. Simt sau ceea ce cred pur și simplu pe moment. Ca așa și eu pot fi preluată. Că apă Cu coana aia sau știu ce vrea de aia. Păi sunt atâtea tone de flori. Nu, eu livrez altceva. Uh -huh. Altceva. Așa și tu poți fi preluat. Nu știu. Sau ai fost de-a lungul timpului. Cu siguranță. Na. Oamenii au foarte multă imaginație exact. și eu mă bucur de, de exact. treaba asta. Dar, exact. exemplu, vis-a-vis -vis de informațiile incorrecte, e, sună cam așa. Dacă intri pe Google și scrii dacă te vaccinezi o să ai ochii albaștri, Doamne, ferește, s-ar putea să găsești cel puțin un ceva, o informație care să-ți spună ceva despre asta. Și atunci nu prea știi ce să alegi, iar dacă tu da. te duci deep down, foarte, foarte, foarte jos în subiecte de-astea periculoase, o să găsești orice vrei, pentru că ceea ce tu vrei, cauți. Și Google are tot. Categoric. Nu spun că nu ai dreptate. Ai perfecte dreptate, iar toată perioada aceasta, oricum, a săpat mult partea gri, să zic, anuastră. a noastră. A scos și mai rău din da. noi. Da, din păcate, da. Și am uitat uh, multe lucruri colorate, ca să zic așa, frumoase. Păi de aceea de... ești tu în podcastul ăsta. Da. De aceea e se uită vin. oamenii la noi, de aceea oamenii te pot căuta foarte ușor și tu le poți reda din, din ceea ce au avut sau poți chiar să le oferi tu din energia ta. Deși sau să știi de... că atunci când oferi energie, tu rămâi cu mai puțină. Depinde cum ți-o dozezi. Păi trebuie să-ți dea și ție cineva energie. Adică familia, am înțeles. Este un familia, lucru foarte bun. tot ceea ce fac... Uh... Și bă, eu știu de unde să-mi iau. Am dar... o provocare, am o provocare Cristina pentru tine, o provocare importantă. Cei care urmăriți acum acest uh, episod, să nu vă spărați pe Cristina. Să vedeți despre ce este, dar să nu vă spărați dacă vă uită pe undeva, pe la jumătate. Cristina, <laughs> pentru că știu oameni fine, pentru că ești în contextul ăsta de business creativ, business emoțional, business. Uh, pentru comunitate și pentru că faci chestii foarte faine, da. vreau să-mi, să recomanzi, să ne recomanzi 5. Uite, ai să cinci. hai să 5. Hai să 5. Mi se pare sună bine. 5. Asta e, n-am să-ți fac. Dacă sunam 50, probabil că era mai simplu. 5 oameni faini din Ploiești, Prahova, nu neapărat, dar ar fi fain să fie de pe aici și de pe la noi, pe, cu, pe care tu i-ai întâlnit, care ție-ți plac foarte mult din online și pe care și noi să-i googălim, să-i contactăm și chiar să facem treabă bună cu ei. Am zis că asta se întâmplă chiar la întâlnirile de business în comunitatea din Ploiești, să recomanzi la... mai departe. Închipuiesc că trebuie să recomanzi cinci oameni fine, Cristina. <laughs> de deci, ce ridica mingea la o? Cu, cu, treaba aceasta pentru că sunt mult mai mulți oameni. Adică... Cinci, cinci și trebuie să le luăm pe rând, deja să-mi despui pe primul. Deci, nu știu dacă o să-ți dau cinci pentru că eu am foarte multe nume în cap, sunt foarte multe femei puternice. Femei... Eu deja am scris <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, aștept pentru 1 <laughs> să completez spațiu liber. Așa. Uh, prima persoană cel puțin de sex feminin pentru că noi trebuie să ne susținem între noi femeile Da, așa Hai că curios, frumos, sunt curios cine este primul acest... nume Uite, Oana Cotorceanu este prima persoană care îmi vine în minte și spun și de ce pentru că O salutăm, Salina, uh, da? Salina da, de aici din Prești clar uh, și ea, la rândul ei că a fost așa o chimie uite, vezi? N-am știut, îmi pregătesc surprize, mai am foarte de surprize ca să știu ce fac. Că... Eu stau bine cu să nu fac multă bandă, știi, cardio. <gântuiesc> Eu... Da, uite, vezi? Păi da. ești antrenată. Surpri... Da, asta vreau să zic. Deci Oana Cotorceanu, care este uh, tot așa o femeie foarte puternică, da. o și uh, cunosc personal și da. îmi place că ai adus-o în discuție și presupun că aveți niște proiecte faine împreună. Trebuie da. să spui doar o calitate ei. Un de ce? Pentru este că. Perseverentă. Perseverentă, da? da așa. Doi. Doi. Da. Mergem la doi. A doua persoană. Eduard Preda. Eduard. Da. Eduard, nu te știm, doar să te aflăm la un dat cine da, este. exact. Ce este Ce face o... Eduard Preda? Uite, are o firmă, tot ce înseamnă proiectări. Ai nevoie să îți proiectezi casa. Vrei să-ți construiești o casă. Și tot ce înseamnă partea de proiectare, tot ce înseamnă avize, tot ce înseamnă... Uh -huh, uh -huh. Tu stai liniștit, se ocupa altcineva. De ce doar de cu, cu toate visurile? No, da, vreau să-ți proiectez visuri. No. Foarte da, tare. Da. Trei. Da, și este un, un tip care la fel a pornit de jos și uh, nu s-a lăsat. Și-a văzut de treaba lui și a pus, ca să zic așa, multă muncă și, și a văzut acolo de alături. Ce înțeleg că sunt oameni da. care au plecat de jos. numărul 3. Da, da. Pe loc, da. locul 3, numărul 3. Nu știu, deci e ridicat așa că în trei, încă trei. Da, dar trebuie da. să fie da. foarte rapid, să nu ai timp să te gândești da. prea mult. Păi sunt foarte mulți. Nu, o să sunt creăm lume. foarte mult suspans și or să da. fie oameni nerăbdători, că uite, nu vrea să mai zică Cristina acum și insistă John și da, e dar, așa nu. un soi de challenge conversațional. Cine să mai fie? Uite. Așa? Uh, ai pus na pe... Da, Simona Pop. Ia arată un pic către cadru cănița asta că e foarte... îmi place foarte mult. Cum cum o cheamă? Cum o cheamă? Simona Pop. Simona trebuie să facem trebuie să facem pentru generația lui rog din suflet. Îmi place tare mult ceea ce uh, iese din Mâinile tale. Foarte da. tare. Dar Simona Cristina, este Cristina uh, Simona, cum ai zis? Pop. Simona Pop. Da, ea este din Cluj. Cluj, salutăm da, Clujul. Da, este o persoană absolut extraordinară. A lucrat și ea în Farma ca și uh -huh, mine. Uh -huh. Și s-a dedicat acestor minunății unicat exclusiviste și pe această care vreau să-i mulțumesc pentru că mi-am făcut o cănunță specială cu lalele. Și ne ac stăți, acolo neastră, da? Domnișoara da. aceasta da. micuță e de fapt da. Cristina când era mică și îndrăgostită da. de, de flori. Da? Tot, da. Pe Tot pe albastru. Lista continuă. suntem da. la numărul 4. Nu mai știu să spun. Sunt nu box. cred. Îți vine în minte foarte mulți exact, asta trebuie, trebuie să alegi, trebuie să alegi. alegi. Nu să se supere cei de acasă, vor înțelege Unii că eu te-am chinuit. Nu se supere nimeni. Deci, deci, lumea știe că eu chinu invitații, deci ține mai departe. Nu vă asigur că nu m-a chinuit, da. chiar este. Păi uite, 4, zim numărul 4, te rog. Sunt blanc. <laughs> ți teamă că atunci când spui de cineva, nu ai spus nu. și de celălalt. A, cu siguranță vor fi păi, discuții, sim, mai, adică doi, nu mai este dăm doi. nicio... Cum se spun, să spun? Vor să dea oamenii mai departe video să vadă ce, <laughs> ce ai zis. Hai, mai, mai dăm încă două persoane. Să știi că poți să, pot să spui orice nume vrei tu. Nu, nu trebuie să fie neapărat... Uh... Uite, Cristina, că o cheamă tot ca pe mine. Așa, este Crist o Cristina persoana. și mai cum? Nu, nu mai vine acum. Aoleu, Mauleu. Oh, e grav. Este Uite, foarte grav. Nu, nu este grav. <laughs> Uite, ea face produse handmade. Așa. Uh, după cum observ eu, mă port foarte mult. Uh... Deci, Cristina este cu produsele handmade? Da. Da. da uh -huh. Deci ea este. O să-mi dai person... numele după podcast categoric. Te rog din suflet că spun, vrem să punem lista asta să fie undeva pusă foarte bine, vorbesc serios. <gânt> adică în cadrul podcastului Generația da. lui John, Cristina Cristac a recomandat 5 persoane. Da, Acestea sunt cele care este, chiar este o persoană deosebită, acela fel lucru unicat, cu mare drag, și are o poveste la fel Iată, de Iată. Oameni da. care se leagă de oameni, care spun exact. povești, care creează exact. mai departe ceva pentru comunitate. care a avut o consecvență într-un anumit domeniu, dar ulterior la fel și a dedicat toată energia. Și acum? <laughs> am mai rămas o singură persoană de recomandat, adică una singură, aici e mai greu, că băi, dar de ce n-am fost uiteam, eu? Da. Măi, de ce nu ai zis de mine, mai Băi, câte am făcut împreună? Deci am făcut <laughs> și am mai uitat în podcast. A, cu siguranță vor fi persoane. Și pe mine m-au uitat persoane, deși le-am oferit. Dar n-au a fost o greșeală. Da, ai fost emoționată. Da. da. Și eu am oferit foarte multe lucruri. Și a uitat. Dar Numărul nu e nicio problemă. <laughs> <laughs> Asta a fost așa cu se... Dați un mesaj. Dați un Fii mesaj Cristinei. Îți, îți mai dau că două poate Poate ați uitat ceva. Domn. Vrei să voi... negociem asta? De la da, 5 la 6? Da, sunt. Și care explicație? E ce am mai adăugat încă o persoană? Nu știu, pentru că nu pot să aleg. Sunt foarte multe bine, persoane. Bine, bine, perfect. Hai. Pentru, fac o excepție. Dar doar de data asta. Mulțumesc. Doar de data asta și sper că aceste două persoane să aibă o oarecare conexiune. Adică să nu fie chiar din domenii diferite. Să știu păi cele sunt două domenii persoane. Diferite? Păi... Eu cunosc persoane din domenii diferite. Bine, ne place de mult lista pe care tu ai creat-o, încât ne dorim să aibă mai multe nume, și de aceea am ajuns de la 5 la 6 persoane. Am încercat să. să cum să zic, am scos din povestea asta. Asta e cum să spun, am atâtea persoane în domeniul uh, stomatologic, în domeniul. Uh, 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 uh. De sănătate, da? Uh nu știu, tot ce do dorești tu, adică sunt, cred că ți-aș da 30 de, 50 no, no, de persoane. 5 și 6, gata, nu, că nu avem tot timpul din lume pentru nebunia asta. Uh, uite, Așa, e vreau, serioasă. să, da, vreau să aleg o doamnă um, care este de foarte mult timp conduce o echipă la Metropolitan. Așa, Așa cum o cheamă? Nu știu cum o cheamă, ai uitat ei? Doamna de la Metropolitan Life? Da, uitat numele. Nu pot să cred. mi-am vrut să zic și pentru că am foarte multe persoane din <rânguim> cap. Uite, din cauza. O să-mi dai și acest nume. Și totul este din cauza mea. Nu este datorită mie, da. e din cauza mea. Se înțelege. Și totul mergea atât de bine și de frumos. Până am ajuns la șase. Nu. No. Da. No. Numele. Azi, numele, a, te rugăm. Numele. Doar numele. Nu că mai era cinci. Dennis. Tu ai negociat. Da, uite, Denis este o persoană. Denis, și mai cum? Denis eu. Denis Docuyu cu, cu da, yoga. Da. Păi, dar știi mai despre ce e vorba. E foarte frumos. Da, Denis este chiar este o persoană în care. la ea am ajuns prima dată la yoga. este... Deci de este acolo, bine. ești tu da, acum da, foarte da, echilibrată, da, da. de toate da, ceacrele da. în ordine. Da, da, uite și doamna doctor. Nu mai merge. Gata, s-a dus numai. Ce pot să-ți zic? Mergem da. mai departe. Deci este foarte bine. Pot să pui <laughs> mai departe pe Facebook. Da. adică deci... aceste, a, acești șase oameni pe care i-ai recomandat sunt, sunt mult primii mai mulți, oameni vreau să se înțeleagă. știu, dar te, trebuie să fie un pic acolo, n-ai cum îi lași pentru Facebook, le zici mă oameni buni eu am o listă întreagă, o public pe Facebook după acest podcast, serios <laughs> și în felul acesta, toți oamenii din viața ta care merită, nu știu, un thumbs up un mulțumesc, un ce vrei tu vor fi acolo, trecem mai departe, că mai avem lucruri importante de, de făcut vreau să, vreau să mi răspunzi mai faci, în creze, așa un suspans și mai surprize pentru mine? Vreau să-mi să -mi spui cum ar arată momentul de față. Cum ar arăta să, căderea ta, eșecul tău? Te-ai te gândit vreodată? Uite, spre exemplu, eu dacă n-aș mai respira, evident că n-aș mai trăi, ar fi o problemă. Dacă da. n-aș mai uh, aș mai vedea, ar fi o problemă. Dacă n-aș mai putea să vorbesc, ar fi o problemă. Dar aș să știu care, de fapt, ar fi cea mai mare vulnerabilitatea ta. Care ar fi acel mm. lucru fără de care tu nu poți fi Cristina Cristache. Cu siguranță partea de sănătate este extrem de importantă. Nu, din totdeauna... Dar dincolo cu, de sănătate, cu, că e de înțeles că dacă -ai știu, nu ai sănătate nu poți treci. Să, adică tu vrei să pun acel punct pe I? Pe I, te pe rugăm. I. E un o, I acolo. Un virgulă. Putem spune punct și de la capăt. Și asta, și asta. Dar care ar fi acel ceva? Nu, familia înseamnă foarte mult pentru mine. Mhm. Uh -huh enorm. Adică ei mă ajută, ei sunt alături, ei mă susțin în tot ceea ce fac, îmi, cum să zic, îmi dau acel, acea stare bună de care am nevoie. Și faptul că, o să, poate o să mă repet, faptul că fac ceea ce îmi place și lăsând la o parte și partea de flor și partea de a ajuta și a răspunde pozitiv la toate cererile. De diverse cazuri sau nu știu. Tot ce înseamnă a ajuta, a. <coughs> nu știu, nu vine în minte acum exact. A fi acolo unde, exact, unde e nevoie exact. de tine. Da, da, da. Mulțumesc, mulțumesc chiar așa este. vezi înseamnă dragi, să are. ai experiență. Da, 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 Experiența noastră, nu? Da. În niciun caz. Experiența am. Uh, trebuie să știi. Uh, cum, când să le spui și să le scoți în evidență pentru că sunt convinsă că nu degeaba mă aflu aici. Nimic nu se întâmplă în lumea asta fără un motiv. Nimic nu este întâmplător în viață. Da, uite, mai o să pat. Nici nu mai știu dacă să crede în asta sau nu neapărat. De ce? P este adevărat. Depinde din da. ce punct de vedere privești toată povestea. Uh, mai avem foarte puțin din podcast. Așa de repede a trecut. Da, mai avem puțin și acest puțin, haide, haide să-l uh, fructificăm. Și am așa, prima dată vreau să-mi spui un, un mentor, un om, un cineva <gântu'> al tău, un ce-o fi el. E po poate să nici nu fie în viața reală, adică să nu te fi întâlnit cu el, dar căruia vrei să-i mulțumești pentru inspirație, creativitate, implicare, pentru ce vrei tu să-i dai un mulțumesc mentorului tău dacă ai unul. Și pentru asta poți începe chiar acum. Mulțumesc soțului meu <gântu'> pentru tot. Mai detaliază. Aia cum trebuie să. și cum e. Asta îi spui doar tu lui, dar nouă trebuie să el spui nici mai nu mult. nu știe. eu sunt foarte rea cu el. Cum adică? Da. Sincer, nici nu. nu nici nu realizează la cât de mult îl apreciezi și cât de mult îi. totul este și datorită lui. Pentru că acel echilibru, dacă nu-l ai și. Cu ajutorul celui de lângă tine, e un pic mai dificil. Mi se pare mie sau ai început să nu mai ai cuvinte? Nu, când este vorba de el, îți dai seama. Mi se pare este... mie sau s-a gătit așa toată conversația <laughs> da. și nu mai poți să vorbești, să-i pierdut ideile? <laughs> da. Te-ai emoționat? Normal, este, este jumătatea mea, este tatăl copilului meu și este omul care mi este alături. De, de o viață. 21 de ani, stai că ne-am făcut lecțiile acum, am învățat despre ce e vorba. Da. Și uite, da. iar, iar încep să te să emoționezi. Da. Deci lui mulțumesc. Apropo de slăbiciunile mele. <laughs> Măi, dacă văzut slăbiciunea dacă ta... Dacă fi întrebat, Așa? uite, într-un alt context, uite, afli și slăbiciunile. El este slăbiciunea mea, cu siguranță. Asta, înseamnă să, aprecem, asta înseamnă să apreciem faptul că da. ă, probabil tu te simți foarte confortabil aici și poți să vorbești despre astfel de lucruri. Și îți mulțumesc ție pentru lucrurile acestea. Da. Și uh, să știi că n-am terminat. <laughs> <laughs> nu Acum te lăsăm. Pus în balanță, nu pus acolo. Nu, nu te lăsăm, nu te lăsăm. Să... <laughs> Na, avem și noi un, un program da. de respectat, ca să zic așa ochii tăi care sunt un pic înlăcrimați mm -hmm. sunt la fel de, de frumoși ca la început deci să nu-ți faci griji vis-a-vis -vis de faptul că o lacrimă ar putea să-ți arate vulnerabilități și ne bucurăm pentru că ești aici cu noi și, și foarte mânțumesc. pe final dacă poți să ne faci o recomandare de carte fiecare invitat care are plăcerea să vină la podcast, la final ce bă uite am citit o carte acum 5 ani de zile bă, și mi-a plăcut mie mult de tot pentru că partea de recomandări de Carte. Sunt mai multe. Una singură. No. Ai văzut că asta cu cinci cu ce... uh, uh -huh. Care? Este... O... Ai o carte un titlu anume? Uh, dacă ai una. Nu am una, pentru Așa. că eu am uh, un set unde sunt trei cărți. Un set Chiar... de trei cărți? Da. Zile da. pe toate trei, dacă da. e setul acolo, spune-l. Sau uh, mai este o carte. Așa. Care îmi place mie foarte mult. Uh, cere și ți se vada ce și asta nu era ceva din Biblie, Nu, nu, nu. No, 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 no. Și Uite, chiar așa să, e? Da, da, da. Uite, o să-ți să, -ți, o să -ți trimit. Uh, dacă vrei, îți pot împrumuta cartea. Te rog, n-am fă, mai, făcut asta de multă vreme să împrumut cărți. Nu prea le dau, sincer. Nu uite, este uite, sunt, problemă. Un pic, sunt, un pic, un pic la treaba asta. Nu Trebuie nu să mai lucrez un pic la mine. Uite, uh, pot oferi chiar de moș Nicolae, dacă Să rog, mai că vine <laughs> acum pentru oamenii <laughs> care sunt la munte și se gândesc că... Uh, iubirea tu ce mai de Nicolae? Dar de... știi de unde vine? De unde vine? Apropo de ce întrebai mai uh, pe parcursul podcastului? Uh, ce avem curaj sau ce nu avem? Noi nu avem curaj să cerem. Nu că nu avem curaj să facem. Uh, și cu cât nu ceri de la Univers, de la tine, automat ce să primești dacă tu nu ceri nimic? După acest podcast, să vezi <laughs> și, mamă, de nu o să cer direct de la, de la toate băncile în același timp. <laughs> că Universul veniți deci, către mine, vă rog! Nu! Nu cum să spun, poți chiar să ceri. Eu am lucrat în domeniul barca și un client venea și cerea de la 3, 4, 5 bani și credit. <laughs> Dar bine, trebuie să te gândești dacă poți să mai returnezi acea sumă și mă să mai fii în viață. Că dacă spune, domnule, să dăm un credit pe 60 de ani, chiar dacă nu se poate, bai, despre pentru dumneavoastră să fie, nu contează. Copiii dumneavoastră poate l-am să achite, o să stingă acest credit. Și, Cristina, pe final, un mesaj pentru... Pentru toate doamnele și domnișoarele care sunt în momentul de față, nu tocmai e bine. Să ai încredere în ele, în primul rând. Uh -huh. Niciodată să nu spui niciodată că nu poți. Întotdeauna există o rezolvare a problemei, cel puțin o rezolvare. După cum spun eu de multe ori, orice problemă are o rezolvare. Uh, și trebuie să vezi culoarea de la capătul tunelului, nu luminița, pentru că <laughs> nu luminița, ci culoarea. Culoarea, nu luminița. Bai, deci exact. te deja, te deja schimbi niște da. lucruri importante prin creierașul nostru, cum am fost noi crescuți de-a lungul timpului. Mi-a plăcut asta cu ideea că trebuie să fii pregătit pentru mai mult, că nu există niciodată, că nu se poate, că poți dacă îți dorești. Cristina, îți mulțumim din suflet și eu vom pentru mă, prezență, și mulțumesc. pentru implicare ne dorim din suflet ca pentru luna decembrie să auzim lucruri faine venite din partea ta, lucruri care merită să fie din ce în ce mai promovate și fă minun, dacă măi dacă tu poți, dacă tu ți-ai dorit și uh, îți reușești să faci asta cu minunile pot cel puțin tot ce ține de mine voi face Asta te asigur. Gata, avem această siguranță, știm sigur că lucrurile sunt bune, că încă avem plășteni care fac ceva fain și pentru comunitate și pentru toate doamnele și domnișoarele care au un pic de lipsă de încredere. Dacă ți-a plăcut acest podcast, dă-l mai departe, contactează-o pe Cristina cât se poate de, de repede și hai să facem mai multă culoare în acest oraș. John, să ne auzim și data viitoare, luni la 13, până atunci numai bine. La revedere!